Ce o să facem azi? Astăzi o să vă arăt un dinte care era aproape de a fi extras, dar am reușit să îl salvez. Apoi o să vă mai arăt ceva ce nu fac foarte des. O să vă arătăm două incrustații, una cimentată de mine, una cimentată de Cristi, după ce a văzut cum se face la mine, în premieră. Titlu! Wow, senzațional! Cristi a cimentat pentru prima oară o incrustație. Pentru care că am avut ei? O pacientă, ea avea un defect de smalț și am reparat un pic dinții ăia ca să îi se pună un aparat. Facem așa un intro. Bună seara, ce faceți, dragilor, hubărilor? Bine ați venit la un nou episod din Dentistry Hub. Eu sunt Cristi, sunt dentist. El este... Cristi, sunt tot dentist. Hai, doroc. Sănătate. Bă, el este un prieten din Târgu Mureș și a zis să vină în București să-și ia o săptămână liberă ca să vadă la noi niște chestii. Hai să fim sinceri, să văd cum lucrează oamenii faini. Tocmai ce am terminat și... vreau să învăț să lucrez ca lumea de la început. Terminat la Târgu Mureș și am spus că vreau să plec din țară. Pur și simplu aș simțit eu asta pentru mine. Și am avut noroc de o colegă de an mai mare și am plecat acolo cu Erasmus. Am câștigat o bursă de final de an. Am mers în Franța, mă întorc înapoi peste o săptămână, că am venit numai să-mi iau diploma. Cum ai ajuns să lucrezi în Franța? Ideea care e tot procesul ca să ajungi până acolo. Cum faci să ajungi în Franța, să muncești ca dentist în Franța? Primul rând, trebuie să termin facultatea. Îți dai pentru diplomă să-ți vină în regim de urgență, se numește, îți vine într-o lună și apoi în Franța dai un interviu. Îi, cum vorbim noi acum, se dă un test de bază din stomatologie, o radiografie panoramică, un text din stomatologie, tu să înțelegi. Mai mult e ideea de ei să fie sigur că tu cunoști limba și te poți exprima corect. Și după asta ai dreptul să lucrezi. Dar nu trebuie 3 ani de experiență sau ceva? Nu, e o cerere foarte mare pe piață în rândul stomatologilor și ca începător e foarte mișto. Franța lucrează cu casa de asigurări, îți creezi încă de la început o experiență vastă. Sunt sigur că o să existe pe la comentarii întrebarea dacă recomanzi medicilor tineri să plece din România în alte țări sau să rămână aici. Ai vreo părere despre asta sau... Eu eram categoric că o să fac rezidențiatul aici și o să vreau să ajung să predau în cadrul facultății și având experiența din anii precedenți de facultate de a pleca cu Erasmus și a vedea cum este acolo, m-am simțit mai ok, mai în pielea mea, dincolo. Asta e și motivul pentru care plec. Importanța inelului de acolo. Așa, inelul ăsta verde, adică. Da. Dacă punem inelul ăsta, el va presa bucățica noastră de metal, iar punctul de contact, acolo pe unde trece ața, o să fie mult mai strâns. Cum a arătat dintele în final, așa a arătat dintele în final. Ce se întâmplă când are un dinte doar doi pereți? Ia ziceți! Trebuie să-l îmbrăcăm cu o coroană, pentru că toată pleașca asta de aici e o plombă foarte mare și mai avem doar doi pereți, care sunt subțiri, fragili, ideal ar fi să îl îmbrăcăm cu o coroană, mai ales dacă are și tratament de canal. Chiar să ieși bine, probabil. I-am dat 50 de lei, să zic asta. La pacientul nostru cu incrustații din Anglia, ce ți s-a părut important în procesul de cimentare? Izolarea. Mai ales în cazul ăsta respectiv de față, dacă nu aveai izolare ca lumea, nu puteai să pui incrustația să o lipești, să fie fixată atât de bine dacă nu exista diga asta pusă, mai ales că au luat probabil mai mult, nu, la fel de mult cât incrustația. 10 minute în care m-am străduit să... pun folia asta albastră să intre cumva sub gingie și să îmi ajungă sub preparație. Care este marginea preparației? Oameni buni! Marginea preparației este asta de aici, iar folia noastră trebuie să ajungă dedesubt. Cum ne dăm seama? Păi e simplu, dacă folia asta albastră ar fi fost deasupra, s-ar fi urcat pe preparație. Asta e prima oară când ai cimentat. Da, exact. Cum ți s-a părut prima oară când ai cimentat? Foarte mișto din partea ta că m-ai lăsat în primul rând și din partea pacientului că a acceptat. Mai ales pentru că știam ce fac, dar punând prima dată în practică, așa urmează, dar pentru că am văzut la tine înainte cum ai făcut-o și tot procesul, a fost mult mai fluent, să zic așa. Uite, chestia asta, următoarea da. Următoarea chestie. Cu teflonul. Aceeași incrustație. Da, asta mi s-a părut chestia faină, că nu m-am gândit la început. Nu, după ce am văzut la tine. Haideți să vă explic care e treaba cu acest teflon. Ăsta e teflon din ăla cu care izolezi chiuveta sau orice chestie de instalație
pentru că teflonul are o proprietate minunată și anume nu lasă să treacă apa. În cazul nostru, de ce ne trebuie? Noi când vrem să lipim o incrustație pe un dinte, folosim niște substanțe ca să pregătim dintele ăla ca incrustația să fie lipită. Dacă acele substanțe ajung pe dinții vecini totuși, noi acoperim dinții vecini cu teflon pentru că nu ne dorim să lipim incrustația asta, dintele ăsta, de ceilalți dinți. Noi vrem să treacă ața dentară printre toți dinții. O incrustație de genul ăsta se cimentează cu un material fluid. Să punem material fluid aici în interiorul preparației, după care să punem piesa deasupra. Moment în care materialul ăla fluid o să reflueze. Dacă nu ar fi teflonul ăsta aici, ar reflua pe dinții vecini, iar noi în momentul când dăm cu lampa aia de fotopolimerizare, laserul albastru, dacă nu știai cum se cheamă, cum îi zic pacienții, ăla e laserul albastru. Când ai cu lampa aia albastră să întărești materialul, materialul s-ar întări cu totul, inclusiv pe dinții vecini și o să ne rezulte 3 dinți lipiți. Ca să nu se întâmple treaba asta, jap, punem teflon. Și teflonul ăsta l-a pus Cristi. Le-ai spus probabil în videoclipurile anterioare. De ce e important să treacă ața? În ideea că mulți nu știu și au, de exemplu, ca și pacienta, dinți lipiți, adică da, făcut așa. Este ideea că fiind lipiți au o rezistență mai mare. Nu. Exact. Și nu ai cum să te cureți acolo. Exact. Dacă ăștia sunt dinții, ei sunt lipiți aici, sus. Așa. Dar ideal ar fi să poți treci cu ață pentru că alimentele trec printre gingii și dinți, pe sub gingii pe acolo. Asta era ideea. Pacienta nu înțelegea, adică avea ideea că mâncarea intră doar așa. Avem poze de final? Avem. Asta este? Da. Trebuie să recunosc o treabă. Meritul de izolat, ok, al nostru și de protocol de preparat și bla bla bla, dar meritul de cum arată dintele ăsta nu e al nostru. E tehnician. E tehnician. Corect. Aici e mâna tehnicianului. Și a doua incrustație pe care n-am pozat-o before. Asta este a doua incrustație. Cum am zis înainte să deschidem clipul ăsta. Pacientul atât de mult i-a plăcut încât a vrut să o lingă și am zis, bă, stai mă nebunule, mă dă limba la o parte. Și așa arată în final dintele ăla. Pentru că a doua incrustație a fost până în dreptul gingiei. Am vrut să pozez treaba asta ca să vedeți adaptarea la gingie. Și acum o să întrebi unii, dar ce-i punctul ăla maro de acolo? Ce-i cu chestia aia de acolo? Și am lăsat, așa trebuie. Nu-i așa? Nu, dar nu. Adică deja m-ai prins. Nu, punctul ăsta maro de aici este, probabil că sunt niște picături de sânge sau ceva care au sărit în momentul în care am scos folia de digă sau ceva. Adică astea la primul periaj dispar. Cât a plătit pacientul dinainte pentru incrustație? Scriu ăștia la comentarii. Dar de ce nu ne zici cât costă? Dar nu este pe site? Ba da, toate prețurile sunt pe site. Un caz al unei paciente cu niște dinți frontali care aveau niște defecte de smalț. Avea nevoie de aparat ortodontic. Aici vreau să fac totuși chestia. M-a sunat omul meu Style and Strike. Mi-a trimis bitul ăsta. Știi că nu pot să stau departe. M-a sunat medicul meu ortodont Alexandra. Mi-a zis, fă și mie dinții ăștia din față blană, că vreau să pun niște sârme pe ei. I-am zis, știu că nu pot să stau deoparte, trebuie să sar pe ei. Nor, sus. Ce am făcut? Aici nu erau niște carii, erau doar niște defecte de smalț. Treaba asta mai maro, un pic așa, este dentină expusă. Dentina nu ar trebui să fie expusă pentru că se cariază mult mai ușor decât smalțul. Ea ar trebui să fie acoperită cu compozit ca să fie protejat. Ca să reușim să facem cât de cât să nu se vadă plomba pe un dinte frontal, mascăm treaba asta, facem un bizou. M-a întrebat o studentă pe Instagram ce e la bizou și am arătat poza asta. Bizou este pierdutul ăsta, că nu știu cum să le explic altfel. Îl vezi aici. Da. Bizou este, de exemplu, dacă eu am dintele ăsta aici, îl rașchetez cu freza așa, o să-mi rămână un unghi de 90 de grade între unde am rașchetat eu cu freza și peretele dintelui. Ca să pun o plombă aici și să nu se vadă, e foarte greu. De aia, trebuie să înclin freza la 45 de grade și să mai rașchetez încă o dată. Peste care va veni material de plombă ca să nu se observe că acolo e plombă. Și nu ca știu, să crească rezistența. Cred că îți și crește adeziunea, pentru că ai mai mult smalț acolo. Am pus niște matrici din celuloid, bucățile astea din hârtie transparentă, care îmi despart dinții, tocmai din motivul ăla de care v-am zis înainte, ca să nu fie lipiți între ei. Substanța asta MOV este un acid, se numește acid ortofosforic în concentrație de 37%, cum ai zice altfel. Am vrut să zic că dacă e o parte lucioasă, n-ai cum să lipești atât de bine dacă ar fi o parte mai aspră. Asta face acidul, sprește zona. Face niște microporozități, așa. Și bondingul în sine
deschide mai tare și mai canaliculele. Canaliculi dentinare. Dentinare, da. Ca și din smalt, ca să se lege. Deci, dacă avem o suprafață, o luăm de la ce ai zis, dacă avem o suprafață fină și netedă, este greu să lipim ceva acolo să rămână. Așa că acidul va crea niște microporozități, niște microgăurici în această suprafață. După care vine bondingul, care îi spune și numele ce faci bonding, faci niște legături, care bonding ați putea să vi-l imaginați ca niște firișoare chimice care să ancorează în porozitățile pe care le-a făcut înainte acidul și în viitorul nostru material de plombă care va fi pus acolo. Perfect. Bonding. Mă gândesc eu așa. Mai e perfect acum. Iar dinții în final au arătat așa. Nu sunt fațete. Fațetele ar fi arătat mult mai șmecher. Și în final, pacienta a arătat așa cu sârmele puse. Spuneți-ne părerile voastre la comentarii. Știți când vă cumpărați un lucru nou și chiar dacă nu e vremea lui, tot îl purtați prin casă așa? Eu când eram mic dormeam cu Adidas și în pat după ce mi-i cumpăra mama, tata. Da, dacă v-a plăcut acest clip atât de mult, nu mai stați pe gânduri și apăsați naibii pe like-ul ăla pentru că altfel o să regretați. Așa cum aș fi regretat și eu dacă nu mi-aș fi cumpărat căciula. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Îi mulțumesc lui Cristi pentru că a acceptat invitația. Pentru orice alte nelămuriri, Cristi Nedel cu 23 mă găsiți pe Instagram, pagina de Facebook Dentistry Hub, pagina de Instagram Dentistry Hub. Acolo vă vor răspunde mai mulți, nu neapărat doar eu. Iar noi ne vom vedea în clipul ASMR următor. Pa, pa, pa. Bye.